Bună și bine v-am găsit într-un nou vlog. Pentru cei dintre voi care sunteți noi și ați venit de pe acum pe canalul meu, o să vă fac o mică introducere. Numele meu este Claudia, locuiesc în Anglia de 9 ani jumătate. Acum locuiesc cu soțul și cu fetița mea de 1 an și 7 luni. Și dacă v-ați uitat la titlu, ați văzut că se numește Vlogmas 1. Ce înseamnă Vlogmas? Ce sunt Vlogmasurile? Vlogmasurile sunt aceste videouri pe care le punem pe YouTube, dar care fac referire în principal sau care au ca subiect Crăciunul sau discuții despre Crăciun, imagini, pregătiri pentru Crăciun, rețete, decorațiuni, lucruri de genul ăsta. Deci Vlogmas este acel video în care YouTuberul vorbește în general despre Crăciun. Așa că, nu știu, nu vă promit că am să fac vloguri, vlogmasuri în fiecare zi, pentru că cam așa e moda pe YouTube. Majoritatea celor care fac vlogmasuri începe în 1 decembrie și termină pe 24, sau chiar unii încep și postează de pe 30 noiembrie și termină pe 24 sau pe 25 decembrie, în funcție de cum își doresc, și pun câte un video în fiecare zi. Practic arată cum se pregătesc ei pentru Crăciun. Cam asta e ideea. Să sperăm că o să ne iasă. Nu știu dacă o să fac zilnic, vedem dacă reușesc cu Anastasia sau nu. Dacă nu, la două zile. Haideți să începem, să-i dăm drumul. Primul vlogmas, adică prima zi, este aceasta în care am să vă arăt ce cumpărături am făcut de la Aldi, câteva de Crăciun, câteva lucrușoare crăciunistice și câteva, bineînțeles, lucruri alimentare. Bună! Ce m-am gândit să vă arăt astăzi este o fasole cu cârnați. Am căutat eu rețeta Jamilei, dar se pare că nu are, are cu ceva oase de curcan. În fine, oricum eu le combin. Am pus aici fasolica la fiert cu niște foi de dafin și niște sare. Bineînțeles, după ce am lăsat doar mai multe ape și am fiert-o în două ape și le-am aruncat. Aici avem sosul, ceapă și morcov cu niște suc de roșii de acasă, de la mama soacră. Făcut natural, bineînțeles, cu roșii din grădină. Și aici avem cârnațul, am prăjit niște cârnați și niște costiță, ce mai aveam prin frigider. Am zis să folosesc, să fac o mâncare din ce mai am, resturi prin frigider. Bine, nu resturi, că toate sunt bune, dar să folosim ceea ce avem. Și câștigătoare a ieșit fasolea cu cârnați astăzi. Revenim imediat cu update. Bun, și etapa finală, ce am făcut după ce a fiert fasolea, am amestecat-o cu sosul făcut din ceapă, morcov și suc de roșii și cu cârnații. Și am mai avut și niște bucățele de Kaiser, le-am pus și pe acestea aici și așa arată rezultatul final, foarte gustos. Poftă mare! Bun, și că așteptam eu să fiarbă fasolea, m-am gândit să mai fac și niște ciupercuțe pe care le aveam în frigider. Ia uitați ce a mai rămas dintr-o cutie de ciuperci. Deci 2, 4, 6, n-am mâncat niciuna exact, atâtea au fost, dar erau foarte mari și ce să vezi, când le pui la cuptor se va foarte mici. Da, i-am pus niște cașcaval deasupra și nimic mai mult, simplu. Așa ne plac nouă, la cuptor. Bun, așa cum vă spuneam, începem haul-ul de cumpărături de la Aldi. Ce am cumpărat? Întâi am să încep cu aceste calendare advent sau cum se numesc pentru copii. Bineînțeles că Anastasia l-a văzut și e nebunită după unicorn, prin urmare l-am cumpărat, cred că a fost 90 de pii. Ele cu ciocolată, dar l-am luat mai mult pentru această imagine. Să vedem ce facem cu cartonul, cum desfacem. Vedem poate în vlogmasul numărul 2 o să vă arăt ce e aici. Apoi, tot pentru Anastasia, i-am luat niște nebunite după sticăre. Am mai avut 2-3 de la Cocomelon și am luat și acesta care este cu sticăre festive și are activități în el. O să vedem, probabil mâine o să facem câteva și o să vă arăt în vlogmasul de mâine. Apoi, ce am mai luat? Încă un lucru crăciunistic, bineînțeles. Am văzut această lumânare, dar am crezut că e o lumânare electrică și atât, pe bază de baterii, dar nu. E de fapt un proiector sub formă de lumânare. Este un proiector să lumineze afară și să văd aceste steluțe, bănuiesc, pe casă sau depinde unde îl pui. O să vedem.
cred că am să-i omânez direct soțului și vă arăt rezultatul final când e cu baterii și e funcțională. Apoi, niște lămâi, am zis că făceam acele alimentare, niște biscuiți cu caramel, așa, de la Aldi. Nu le-am încercat până acum, am zis să vedem cum sunt. Am luat niște waffles. Acestea sunt waffles pentru că avem dulceață de prune și dulceață de căpșuni și de gutui naturală de acasă. Așa încât am zis să mâncăm cu aceste waffles dimineața uneori. Apoi am luat și niște pistachios. Să fie. Alt lucru crăciunistic. Le-am văzut acum, n-am mai văzut așa și am zis să iau. Nu prea folosesc, dar din când în când foarte rar. Foarte rar, mai pun și o mască pe față. Și am zis că după această vacanță în Tenerife, când am stat puțin la soare și poate tenul meu e mai uscat, merită și el o mască de Crăciun. Zice că e cu aloe vera și e hidratantă și vegană. Apropo, dacă nu ați văzut vlogurile mele din vacanța din Tenerife, vă las un link în descriere sau puteți să dați scroll jos și vedeți. Dacă mă căutați pe YouTube, sunt toate acolo. Alt lucru mai de Crăciun, am luat aceste pachetele. De obicei de la chinezi le luăm și sunt de primăvară cu legume, dar acestea sunt, le-am luat de la Lidl, sunt cu rață și legume, probabil. Sunt 10 și le faci la cuptor timp de 12 minute. N-am mai luat de astea de până acum de la ei, de la Aldi, am luat vegetale, să vedem cum sunt, nu știu. Apoi am luat niște pomme grenadă, rodie, din asta deja desfăcută pentru că așa am găsit și Anastasia e mare fan. Îi place să culeagă bobițele din bol și să le mănânce una câte una. Apoi am luat și niște zmeură. Aceasta este din Spania. Îi plac fructele de pădure în general și atunci am luat cât încă mai sunt să mai mănânce. Apoi să vedem, am luat și niște struguri, acum nu știu dacă sunt, cât de bune or să fie, sunt din Brazilia, dar să sperăm că o să fie bun. Arată bine așa. Și ce mai avem pentru Anastasia? Avem niște snacks-uri pentru copii. Ele sunt din legume, în principal. Le mănâncă pe acestea de la Aldi, sunt moi și au plăcut de când era mai mică. Cred că de un an de zile. Au cartofi, pudră de spanac, turmeric, pudră de roșii. Da. Sunt ok să zicem. Apoi tot o pungă crăciunistică, această tortilla cu... Zice că e cu aromă de curcan. O vedea, nu știu. De fapt este niște tortilla sau niște mămăligă uscată, dacă vreți, că e din făină de mălai. Apoi am luat și niște prețe, covrigei aceștia, care găsim peste tot la noi. N-am mai mâncat de mult, am să fie în casă. La fel cu punga lor crăciunistică. Astea amândouă cred că au fost fiecare câte 90 de pisa o liră. Nu pot să vă spun. Dar în principiu cam așa. Ce mai avem aici? Slăbiciunea mea, bineînțeles. Panetone. Deci asta dată cu ciocolată. Pentru că nu m-a păstrat ca auto în ultima perioadă. Nu-mi place cel clasic cu stafide. Îmi place cel cu ciocolată. Acesta de la Aldi. E italian și cu cacao, zice, sau cu ciocolată. O să văd câte grame are. Are 750 de grame. Și prețul a fost foarte bun. A fost 4 lire. Și mă uitam zilele trecute pe Amazon. Pe Amazon, dacă vreți să comandați online, 12 lire la 750 de grame. Deci nu se merită. Dar acum găsiți panetonele astea peste tot. În toate magazinele găsiți și la TK Maxx și peste tot. Bine, diferă prețurile și aromele sau gusturile sau, mă rog. Da. Acum, ultimul lucrușor, dar nu cel din urmă, pentru că îmi plac foarte mult crăciunițele și în fiecare an îmi cumpăr câte una în apropierea Crăciunului. Am găsit tot la Aldi, mi-am luat-o, uitați ce frumos arată, 2 lire 49, foarte ieftină, cea mai ieftină. Am mai văzut-o pe undeva, mai știu la Tesco sau undeva, era 3 lire 99, dar la Aldi mi-a plăcut și cum arată.
are unde să se extindă, are și frunze verzi sau să înroșească, nu știu. Mie mi-au mers bine în fiecare an și au fost foarte frumoase, au ținut foarte mult. Da, cam atât deocamdată, cred că v-am arătat totul. Vedem ce mai facem astăzi. Deja e spre seară, s-a înserat. Acum se înserează mai repede. O să vă mai pun niște imagini și ne vedem, dacă nu, mâine. Nu uitați, abonați-vă, e gratis, dați-mi un like, puteți să share-uiți mai departe la prieteni și ne vedem următorul Vlogmas. Pupici!